Ehi, salto su una scena, anche se no, un episodio Mauro World Dap, sper să vă placă. Și văd că am strâns mai mulți abonați și sunt foarte fericit pentru că i-am strâns. Și da, sper să creștem așa în continuare și să avem foarte multe vizionari și bla bla bla. Ce o să facem în acest episod? Mă gândesc să... Nu știu, să mai decorăm casa sau... Nu știu. Stai să mă uit dacă mai am sătenii, că eu vreau să apăr sătenii cu orice preț, adică sătenii o să mă ajute. Nu vreau să-i omor și, în plus, mi se tar... Scuze. Mi se tar sătenii, era să zic. Mi se par sătenii destul de... sataniști. Ok, nu, nu, nu. N-am vrut să spun asta, sataniști, sătenii. N-am vise. Sătenii nu vor fi niciodată sataniști. Așa. Și ce vreau să fac? Să iau cobblestone, să văd dacă am cobblestone. N-am cobblestone, am decât 32 cobblestone. Și să fac împrejur aici. Și să nu mai vină zombie noaptea. Sunt pe peaceful, sunt pe normal. Ok. Să nu mai vină zombie noaptea pentru că nu vreau să mă moare sătenii și eu nu pot să-i apăr. Pentru că și eu am treburile mele până noaptea și noaptea mereu cred că o să vină zombie și da. Deci o să facem un garden tot felul de prostii, nu contează. Nu contează din ce e făcut, chiar și din dirt, numai să facem o dată. Ca să nu mai moară sătenii. Pe bune, chiar nu contează, de design o să mă ocup altă dată. Am nevoie acum de design. A, da, și eu folosit tot cabelsonul, da. Bună ziua, doamna căsuță. Doamna căsuță, da. Căsuța este o persoană. Vreau cabelsonul, da, luai. Dar și pun greșit. Bun, și hai să ne ducem după dort. Bici. Și aici am vârf. Sau nu, casa aia care sparse din ea cobblestone-ul ăla handicapat. Să pun niște vaci, pentru că am văzut că avem vaci împrejur așa. Și undeva să facem un loc de plantații, pentru că copacii sunt la mare depărtare. Și mi-o lene să mă duc până la ei, chiar dacă doar apăs pe taste, chiar mi-o lene. Să mă duc până la ei, au, o spawn, mă întorc înapoi, nu știu ce mai fac. Așa, așteptăm să crească, cresc repede și... Și noi suntem fericiți. Mi se pare că doar zombie omorau sătenii. Spiderii și ăștia nu, dar spiderii vin pe mine. Deci o să facem de două cuburi înălțime. Ăsta gard, să zic. Bun, după aia să băgăm tot sătenii în căsuță. Ca să nu moară săracii, să nu moară de tot. Să se ducă în ceruri cu cei de la colectiv. Da, sorry pentru cei care au fost la colectiv, Dumnezeu să-i odihnească cei care au murit și cei care încă trăiesc. Cred că sunt foarte fericiți. Și ar trebui să fie normal pentru că putea să moară și acolo și da. Oricum, faza cu colectivul e veche și n-ar mai trebui să ne amintim de ea pentru că da, a fost, a trecut, asta e. Știu că oamenii ce au murit, știu că a fost ceva care nu trebuia să se întâmple și... Și da, suntem mulți. Mulți oameni pe acest pământ și cred că de aceea Dumnezeu a dat ca la colectiv să se întâmple astea, pentru ca să moară oameni, pentru că suntem deja prea mulți pe pământ, să zic așa. Și poate nu mai sunt locuri de muncă, nu mai sunt... Nu știu să zic, școli, locuri pentru școli, elevi, hai că sunt, dar copiii care vor să se ducă la școală nu mai au locuri, nu mai au bănci, nu mai au de toate și poate n-au buget să îi întrețină și pe aia, să-i ducă și pe aia, să se cace și pe aia și da. Ok, oricum erau de la București copiii, deci cred că București sunt... sunt bugete și ăștia, pentru că București, capitala de... Dar, poate nici ei n-au avut chiar așa să... Poate să-i salveze pe toți sau ceva, gen...
Faza cu Skype. M-au adăugat câțiva copii cam handicapați, să zic așa, dintre abonații mei. Zic, cine știi? Zic eu, Mauro PvP. Care Mauro PvP? Nu m-am abonat niciun Mauro PvP și după aia mă aștept la prieteni. Păi, eu m-am spus, lăsați în comentarii, eu să pun pe privat Skype-ul vostru, adică pe privat, adică să nu vadă și ceilalți abonați Skype-ul vostru și eu vă adaug și da. Ok, revin imediat. Gata, am revenit, mă sunat un coleg ca să-i dau nu știu ce și am mai făcut eu pe aici. Din Dirt. Și dacă vreți să vedeți, uitați aici, nu este nimic. Uite, ca să vedeți că am chat-ul activat. Am aici, n-am intrat deloc pe game mode. Sau ceva. Ok, mi s-a dus la pat. Am făcut aici fucking nu știu. Deci am luat de acolo dirt ca nehaliții. Bun, se apropie noaptea. Sper să nu vină nimeni. Oricum, trebuie să mă duc să minez și de fapt, stai să mă duc eu în pat. Ci că se leapă de night și noapte. Adică i-a pus pe tot e noapte, nu? Mă apucă sughițul. Ok. O mai facem o lopată. Bun. De nu mai am torțe. Și știu că am făcut să mai am torțe, nu știu. Sunt așa de obosit încât nu mai văd nici inventarul, frate. Așa. Oricum doar ce am venit de la școală și nu mai am chef de nimic și genul. Ok, hai să ne ducem repede, pentru că acum cred că se spawnează mobii. Ok, închidem și ușa și ne băgăm în pat. Oh, dacă auziți buzuite pe fundal, e de la microfonul meu, a început și el să buzuie. Desigur, când sunt pe Skype nu se aude buzuitul, pentru că la Skype am un setare, nu știu cum să vă explic. Și la setarea aia pot să dau. Ascultați. Nu! Duceți voi la setenii mei, nu! Nu! Setenii mei! Seteni! Ok. Gata, satanii sunt în regulă. Am spus, de asta vreau eu să pun dirt. Pentru că vin mobi și mi-am omorât satanii mei frumoși. Bine, eu chiar nu vreau să mor satanii, adică mă simt bine în preajma lor și știu, sună ca un copil mic, de parcă aș fi un copil mic. Dar și când eram mic, eu mereu și pe creativ și pe survival și pe toate astea, eu cu numai că satanii stăteam. Nu știu, parcă simt așa că sunt niște persoane reale, chiar dacă nu sunt, sunt din Minecraft și Minecraft-ul nu are persoane adevărate decât playerii care chiar există, numai că și sunt virtuali prin skin-urile lor. Dar pe Skype sunt persoane adevărate. Ne mai sunt și roboțiuni, cum ar fi Microsoft, nu mai știu cum era ceva de la Skype ca să stresezi microfonul ăla în robot care îți răspunde. Nu ți răspunde la întrebări, desigur, ți răspunde azi e mic, e microfon, e mie, și nu știu ce. Bun, nici el nu ți răspunde să zic așa, dar bun. Pac, pac, pac. Aici am făcut, mai am încolo. Pac, 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 bun, aproape gata gardul, să ne simțim și noi protejați. Nu e gata. Mai am pe aici. Bun, cred că o să iau doar nu din partea asta. Ca să nu se urce nici mobim. Să se mănânc. Ok. Și băgăm așa. Luăm tot ăsta de aici. Așa. Că doar că se poate. Bun, ne ducem înapoi aici.
Pam, pam, pam. Unde mai am? Mai am loc aici. Ok. S-a auzit un zombie. Da, se aud zombie. Bun, dar să te ne-au ieșit afară, o să dau time se night ca să intre toți. O vacă pe casă. What? O vacă pe casă, da. Credeam că mă sună cineva, doamne. Îmi place mai mult așa să fac F5, oh, ce frumos, oh my god. Nu știu ce îmi place să dau așa, mai ales când mă duc, sunt disperat să dau așa. Ok, aici eram. De miu, 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 miu. Miu, miu, miu. Am auzit un Enderman. Nu știu nici ce vine așa jos. Mamă. Și cât mai am de adunat. De fapt, o să fac așa și aici închei. Bun. Și pe fântâna aia o să mă duc, decât eu o să fac ușă de fier, cred. Ca să nu se suteni. Și o să dau time sign, scuze că dau time sign, dar... Oh my god. Ce mi-e rămâne ce asta? De ce? Ok, să se ducă tot să te în casă, mă înțelegeți? Că... Du-te, fă-i în casă, fă-i în casă. Să vă văd pe toți în casă, da? Călcărică. Copii mici. Tocmai le-am zis, lasă-te în copii mici. Bun. Ești aici, deci asta e casa ta, domnule muștar. Asta e casa voastră, domnilor muștăriți. Asta nu e casa nimănui. Și de ce e aici un dort? Ok. Ok. Cine în casa asta? Da. Domnul cărnăcior prăjit. Aici nu e nimeni bun, aici o să țină vacile. Pentru că nu vreau să le fur casele. Înțelegeți? Bun. Ok, cam atât și cu acest episod. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, uitați de like, comment, subscribe. Eu am fost It's Mauro, PvP și până data viitoare, v-am salutat. Baftă-mi.